Bună ziua și bine v-am găsit din nou. Ce vreau să vă arăt? Mulți știți că eu am folosit cupul ursu și probabil ați crezut că am abandonat ideea de a folosi acest model de stup. Nu l-am abandonat, dar am gândit un pic strategic să văd la ce să-l folosesc. Deocamdată este singurul pe care îl folosesc la mine, în stupină, la ora actuală. Dar la ce? Aici îl folosesc, de fapt, pentru a obține rame cu puiet. Fiindcă acel puiet va fi dat la colonii care merită să fie întărite pentru a avea albină în primăvară. Da? Și aceste mărci, în mod normal, dacă ai foarte mulți stupi, le-ai omorât și ai terminat că le-ai dat botcă sau matcă tânără. Dar eu am făcut următorul lucru. Am luat tot puietul căpăcit de la ea, am format colonie nouă cu matcă tânără și pe ea am lăsat-o numai pe rame goale, această mare. Și bineînțeles are mâncare, fiindcă n-am mai crescut puiet, n-am mai avut așa cantitate mare de puiet pentru a consuma mierea respectivă care o are. Acum verific să văd dacă a depus ouă, măcar pe două rame sau pe o ramă. Fiindcă ea este matcă slabă. Ea nu prea are chef de lucru, să zicem așa. Astfel de matcă nu mă ating cu ea. Dar eu totuși am lăsat-o pentru a obține puietul care îl mai depune. Fiindcă am această posibilitate. Pe această ramă sunt câteva ouă. Mulți decid să ucidă măcile bătrâne. Eu mai profit un pic de el, să vedem dacă merită. Vă zic acum. Deci merită, 100%. Această ramă este plină cu puiet, de sus până jos. E o ramă foarte bună pentru luată. Deci vă dați seama, această matcă o să mi-aducă un plus de albine. În momentul respectiv o să rămână ea pe aceste rame. O să-i las să văd cât căpăcește. O ramă îi voi lăsa ei. O ramă o să-i o iau. Acest lucru o să-l fac peste două săptămâni, la sfârșitul iulie, începutul august, când voi avea nevoie de albină cât mai multă tânără pentru acești albină pentru iarnă. Are și păstură, ea este arată foarte bine pentru ceea ce intenționez eu să fac. Am spus, în mod normal, această matcă cu mentalitatea de acum 2 ani o ucideam. Deci, o îndepărtam din stupină. Astfel, cu puietul căpăcit aia am format o colonie cu matcă tânără, iar pe ea am lăsat în acest model de stup cu mâncare și rame goale. Ce voi face acum, bineînțeles, și are nevoie de tratament. Ca toate stupina de altfel, e bine să o tratez. Acum, tratamentul este și mai eficient, fiindcă nu are puiet căpăcit deloc. Chiar deloc nu are. Deci toată albina
care o vedeți aici va beneficia de tratament. Ce trebuie să înțelegeți în această perioadă? Începe varoa să atingă punctul maxim al ei. Asta nu înseamnă neapărat că tratând veți scăpa de produs. Deci, dacă acum tratezi, înseamnă că ai tratat pentru perioada asta, dar nu vei scăpa de produs în acest lucru. Bun. Aici este partea din față. Nu știu dacă voi ierna în acest model de stup deocamdată. Da, v-am spus la ce folosesc. Iată și acest buzunar. Da, și aici avem o marcă. Aici, în buzunarul respectiv, tot o marcă în vârstă. Numai că aici am luat ce am putut. Și a rămas cu ceva albinuț aici. Matca-o acum bine că a rămas pe o ramă. Iată. O, foarte bine pe o ramă. Are puiet. E bine, bine. Dacă are puiet. Tot așa voi profita pentru a lua acest puiet de la. Eu acest nucleu l-am hrănit la început, când l-am adus aici, când am îndepărtat măcile bătrâne, și el a construit și sub fagure aici, a făcut un fagure, are puiet, acest puiet va rămâne pentru a duce colonia cât mai departe. Vom vedea până unde vor depune ouă aceste măci. Eu aș prefera ca toată luna august să pot profita de ele, după care le voi îndepărta. Și, bineînțeles, e posibil ca ei să-i fac tratamentul care am vrut să-i fac. Bineînțeles, o să fie albina se va trage ori într-o, ori în dreapta, ori în stânga. Depinde cum o să fie cazul. Îi dăm un pic de oxal din ăsta și lui. Și cam la asta folosesc eu stupul ursul în momentul de față. Acum că la anul voi folosi altfel, nu știu, dar acum atâta e rolul lui, e singurul pe care îl folosesc. Și bineînțeles va fi desfințat odată ce măcirii nu vor mai depune ouă. Cam atâta am avut de arătat la stupul urs. Eu nu am luat concluzia că nu prea contează ce stup ai. Pot să fac și din placaj dacă vreau. Și tot voi avea colonii. Important e să ai albina sănătos. Bun, eu mai am de lucru. Dacă găsești ceva interesant, o să vă prezint. Numai bine!